Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un nou studiu vine să răspundă la o întrebare pe care nu și-a pus-o nimeni, dar care de acum mă frământă de când am aflat răspunsul. Ce cafea preferă psihopații? Ia. S-au ocupat cercetătorii austrieci de problemă. Lăsați noi austriecii. Da, și ne e teamă de ei, că vezi ce probleme. Austriecii sunt din Schengen, nu? Da. Au vrut să intre pe piață cu ceva calume. Ei au aflat că psihopații preferă cafeaua amară. Mulțumesc. Și eu. Nu e bine să te enervăm, a? Băi, asta zice ceva, da? Nu m-am prins până acum. O fi vorba de psihopații austrieci. Da. Aia mănâncă totul dulce. Strudel, cafelele lor sunt cu frișcă multă. Adevărul că strudelul ăla cu vanilia aia, doamne, da. Așa ceva. Deci eu toată viața am trăit, am trăit crezând că strudelul e ăla pe care îl cumpăram de la metrou. Nu există. Ăla cu niște măr umed înăuntru și cu niște zahăr pudră pe deasupra, clefăicios, așa ăla, fiind strudelul. Și am ajuns și eu în Viena, în decadenta asta de Viena, care nu înțelege că merităm în Schengen, și am mâncat strudel prima dată. Da. Eu care nu mănânc dulce. Mă, ce e acolo? Este o poezie întreagă. E o capodoperă în de prăjitură. De vafsos de la de vanilie. Exact, e bine, depinde unde îl prinzi, că nici la ei nu e peste tot așa. Da, da. Ai încercat și... de multe locuri. Da. Ai 90% sau mai mult șanse să fie bun. În principiu, da. Studiul acesta, ca să revenim, relatează Aleph News, a fost făcut pe 2 eșantioane de 1000 de persoane. Cercetătorii Universității din Innsbruck, unde românii merg altfel pentru ski, fără să știe ce se studiază acolo, au chestionat subiecții cu privire la romele pe care le preferă, după care au făcut teste de personalitate. Deci le-au întins capcană. Mai întâi le-au dat cafea și după aia și dacă tot ați băut cafea, haideți să vedem și dacă sunteți psihopat. Da. Concluzia este că persoanele care preferă cafea amară sunt mai inclinate spre atitudine antisociale, precum narcisismul, sadismul și psihopatia decât ceilalți subiecti intervievați. Bine că știu. Da. Aveți grijă și la aia care preferă alimente amare, precum ridichile, țelina, apa tonică și ginul. Aici nu e adevărat. Aceștia suferă de sadism cotidian sau plăcerea de a provoca un nivel moderat de durere altora. Să știi că nevastă mea e ok și mănâncă ridic, te rupe. Așa te simți tu? Ai sindromul Stockholm. Masochist mic. Ia. Psihologii au mai descoperit că experiențele cu un gust amar cresc ostilitatea subiecților. E mai ostil așa, Oana? Nu, de la ridic nu. Iar cele cu gust dulce cresc amabilitatea acestora și dorința de a ajuta. Eu? Da. Bă, ați văzut? Deși cafea o beau amară, de unde cafea și amară, psihopatule. Aparența că sunt psihopat, altfel vă ajut că mănânc dulce. Ai dublă personalitate aici, nebun. Exact. Deci tu ești un psihopat amabil. Exact. Un psihopat care... Psihopatul nu e neapărat obsedat de dorința de ajut. Da. Eu cred că ar fi bine ca în fiecare dimineață să avem o savarină ceva la noi. Că dacă vedem că vine... cu privire de aia de psihopupu, măcar să-i schimbăm... Să știi că eu am zis, da. Ok. Ne oprim aici? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.